Sunt Luana Vădeanu și vă aștept cu drag la cursurile de cofetărie de Let's Go. Ca în toate turele, niște oameni extrem de dedicați și cu foarte multă pasiune au venit să afle informații, au venit să cunoască mai mult despre cofetărie, despre ce este în spatele cofetăriei și din ce am discutat cu ei, au plecat extrem de mulțumiți. A fost senzațional! Senzațional! Pentru mine a fost o experiență unică, adică pot să spun că aș mai repeta-o. Eu sunt la început de drum și toate lucrurile mi s-au părut foarte interesante. A fost foarte nou pentru mine tot și Oana a fost foarte minunată, adică ne-a explicat foarte multe lucruri. A fost efectiv pe înțelesul tuturor. În primul rând, ei își explică greșelile pe care le fac, pentru că suntem oameni, este uman până la urmă să greșești. După care discutăm de tehnici noi, discutăm de elemente esențiale ale cofetăriei, ale produselor de cofetărie, produse noi, produse vechi. Discutăm despre ce înseamnă cofetăria românească. Învățăm de la blaturi, creme, macarons, musuri, cookies-uri, travel cake-uri, cake-uri, brownies. Nu trebuie să vii cu un bagaj foarte mare de cunoștințe ca să poți să duci cursul până la capăt. Începem de la bază și terminăm cu cele mai noi și mai înalte tehnici din cofetărie. Am avut ce învăța, deci chiar am învățat foarte multe lucruri. Eu când am început cursul aveam părerea că, wow, știu să fac prăjituri, știu, sunt expertă. Nu sunt. Mi se pare că am evoluat chiar foarte bine, fiind la început de drum și așa, chiar foarte bine să vezi rezultate de la primele prăjituri la ultimele făcute. Am meritat această experiență. Este o poveste lungă în spate. Cofetăria am descoperit-o în Brazilia acum 10 ani. Am continuat cu cursuri la Milano, la Kiev, la Moscova, la Chișinău, la București, după care v-am întâlnit pe voi și atunci s-a dezvoltat mult mai mult latura pedagogică, care îmi și place foarte mult. Și atunci tot ce am învățat în aceste cursuri pe care le-am făcut, încerc să le transmit mai departe. Faptul că sunt cursanți de la primul curs care mă caută, care mă întreabă, cu care mă întâlnesc, în absolut toate seriile pe care le-am avut cu Dales, există oameni care sunt alături de mine și alături de ei. Deci cumva este o comunitate și o conexiune care s-a creat dincolo de cursul de cofetărie. Eu cred că latura asta umană, care se realizează în timpul cursului, este mai mult decât orice informație pe care o transmitem.